Să reintrăm în normalul de dinainte de pandemie înseamnă să revenim la sel. Și să-ți ridici fesierii de pe fotoliu. Dar suntem optimiști. În față pentru bicep și spate. Bună ziua, prieteni! M-am îmbrăcat mai lejer astăzi pentru acest vlog jurnalistic, pentru că vom vorbi despre fitness în vreme de pandemie. Un subiect foarte important pentru sute de mii de români, mai exact vreo 300 de mii de suflete care, potrivit statisticilor, fac sport intensiv, adică de cel puțin 5 ori pe săptămână. Să nu-i uit și pe cei aproape 4 milioane de români care, deși fac sport mai rar, suferă și ei în această perioadă. De ce suferă? Pentru că sălile de sport sunt închise. Tocmai de aceea am decis să vorbesc în acest vlog jurnalistic despre sport și fitness. Dacă este să credem informațiilor neoficiale, sălile de sport se vor deschide de pe 15 iunie. Vedem ce se întâmplă până atunci. Dar cum se vor deschide? În ce condiții? Și de ce este atât de important să se deschidă? De ce nu putem face sport de acasă? Priviți, am aici o saltea, am și greutăți, cei drept improvizate. Ca să răspundem la aceste întrebări, am cerut ajutorul unor profesioniști. Elvin Marinescu este managerul de fitness al unor săli din București, iar Elias Maiana este un instructor de fitness cu resurse nebănuite, chiar și în condiții vitrege de pandemie. O să urmăriți vlogul și o să înțelegeți de ce spun asta. Mai întâi, să ascultăm pe cei doi. Mă rog, propunerile sunt inspirate din ceea ce se întâmplă și în celelalte țări, în țările unde deja s-au pornit activitățile. Nu aș zice că sunt foarte drastice, sunt acceptabile, accesibile. Cred eu că sunt binevenite. Trebuie să fim în primul rând în siguranță. Noi puneam accentul pe asta și înainte de pandemie, dar cu atât mai mult în condițiile date. Categoric vom avea grijă să îndeplinim toate condițiile. Normalitatea înseamnă sport în aer liber și după posibilități. Să reintrăm în normalul de dinainte de pandemie înseamnă să revenim la săl și la activitățile noastre pe care le aveam. Ceea ce din ultimele știri eu îmi dau seama că s-ar putea să fie posibil în următoarea lună, cu totul, 100%. Cât de important este să se deschidă sălile de fitness pentru sănătatea populației? De ce ar fi atât de important în condițiile în care, uite, văd oamenii fac de acasă sport? Este foarte important, după cum ne-am dat seama și după cum am văzut fiecare dintre noi, după cum am experimentat, statul acasă nu prea a fost o opțiune. Evident că s-au găsit alternative, activitatea din săli s-a mutat oarecum în online. După cum am putut observa, nu este același lucru, dar, mă rog, este o variantă de compromis. Prima perioadă de adaptare a fost foarte grea, pentru că am fost prima dată panicat de lipsa asta activității și mai apoi ușor am strâns o mână mică de oameni și s-au strâns unii pe alții cumva și am reușit să creăm o mică comunitate și să facem antrenamente. Practic am îmbunătățit în fiecare zi câte ceva. Mi-am mai cumpărat niște lumini, mi-am așezat mai bine camera, am găsit o aplicație cu care să lucrez foarte bine, să-i văd pe oameni. Adică cumva am reușit să ajung acum după 2 luni și ceva de sport de acasă, să imit o clasă de grup fitness de la sală, doar că interacțiunea se face prin camera video și prin televizor. Și cât de apropiate sunt condițiile de ceea ce se întâmplă la sală? Aici depinde foarte mult de accesoriile pe care le ai și plus că la sală toată energia vine din ceea ce se întâmplă în jurul tău. Acum exersezi în sufragerie și ești singur acolo. Cumva simți că faci parte din ceva pentru că ești într-un grup și simți că ești la un antrenament cu toți ceilalți, dar e mult mai motivant când îi vezi pe cei din stânga și din dreapta că lucrează umăr la umăr cu tine și cot la cot cu tine. Și vorbind de condiții, stând în sufragerie, poate îi deranjezi pe vecinii de dedesubt. Vai, dar am încercat să facem tot felul de adaptări la început. Spre exemplu, m-am gândit să fac minimum de impact, ceea ce înseamnă exerciții pe care să le poți face
chiar și cu, nu știu, cu cineva dormind în camera cealaltă, să nu sari, să nu țopăi. Și bineînțeles că necesitatea a adus și celelalte exerciții, că avem nevoie și de exerciții cardio și acolo trebuie să țopăi puțin. O parte mică din ei mi-au spus că au probleme cu vecinii, dar majoritatea momentan au găsit tot felul de posibilități. Exersează pe balcon, unii dintre ei, alții pun două salteluțe de dedesubt și tot așa. Evident, cum știm cu toții, sportul ajută foarte mult condiția și starea de sănătate. Influențează decisiv cumva, pe lângă alți factori, da? Odată cu închiderea sălilor, s-a constatat că există și o mare problemă din punct de vedere al sănătății și al menținerii acestea, ok? Pentru că activitatea fizică a scăzut. Dincolo de aspectul sănătății, da? Este și o problemă economică, evident, și industria de fitness a fost afectată, fără doar și poate, ca și celelalte industrii. Dar suntem optimiști. Odată cu deschiderea sălilor, sperăm ca fiecare dintre noi să conștientizăm că sănătatea este pe primul loc, că prin sport ne putem imuniza mai bine și fi mai, măcar mental, dacă nu și fizic, măcar mental, să avem cumva o încredere mai mare în noi. Se discuta la un moment dat de folosirea măștilor în timp ce faci sport, ceea ce este complet imposibil. Okay? Deci fie oricine a făcut minim de efort, nu vorbesc într-o sală de fitness neapărat, ci și afară, a putut observa că, sau își poate da seama că este imposibil să faci mișcare cu mască pe față. Deci clar asta o să cadă din start și mă gândesc că nu este o variantă deloc fezabilă. Nu mai putem duce prea mult așa cu exercițiile făcute acasă. Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Noi ne dorim să putem începe de săptămâna viitoare, dacă se poate, sau chiar de mâine, da. Dar este o alternativă, e o alternativă de mișcare. Faceți mișcare minim 30 de minute pe zi, da, asta putem să facem de acasă. De ce se discută despre interzicerea accesului la duș? Posibil să fie și aceasta una dintre măsuri. Faptul că dușurile vor fi deocamdată închise, deși accesul în vestiar se va face cumva. Mă gândesc că a plecat de la ideea de a sta cât mai puțin în sală, da? De a sta un interval cât mai scurt de timp în incinta sălii, ceea ce face ca, mă rog, dușul să nu fie funcțional în perioada următoare. Personal, cred că este discutabil. La fel de bine puteau fi lăsate dușurile, deși nimeni nu face duș înainte, ca să spui că cumva ajută în sensul ăsta de igienă, da? Nimeni nu face înainte să vină la sală sau, mă rog, înainte de antrenament, ci după antrenament. După părerea mea, cred că putea foarte bine fi lăsat și accesul la duș. Dar nu este ceva de care să nu ne putem lipsi, mai ales ținând cont mai ales de situația în care suntem și că este doar pe o perioadă limitată de timp această măsură. Asta mie mi se pare probabil una din cele mai neinspirate idei pe care le-au avut, pentru că e destul de dificil. Adică noi trebuie să ne spălăm pe mâini cât mai des în perioada asta, trebuie să ne igienizăm, trebuie să avem grijă de igiena corporală și dintr-o dată mergem la sală, bineînțeles să igienizăm aparatele după ce le folosim, dar mai apoi noi nu putem să ne igienizăm pe noi înșine înainte de a merge acasă. Și asta pare foarte neinspirat. În alte țări, distanța între aparate este de 1,8 metri, da? Dar și aici este discutabil, pentru că nu se știe dacă între aparate, dacă între persoane, că nu se știe exact cum se calculează chestia asta. Mă gândesc că este doar o măsură de conștientizare mai mult, de a păstra distanța. Cât de mult îți dorești să revii? Îmi doresc din tot sufletul să revin la sală, da. Și ca tine sunt mulți?
Păi, cred că eu sunt mai puțin doritor decât alții, adică ei își doresc și mai mult din tot sufletul să revină la sală, da. Din punct de vedere al programărilor, ca și acces în sală, noi vom pune la dispoziția clienților o variantă prin care se pot programa efectiv în prealabil, să știm exact, să avem un oarecare control. Avem în sensul ăsta un program, mă rog, care pune la dispoziția clientului și o aplicație, da, prin care el poate ști, poate fi informat când este o zonă mai liberă sau, mă rog, un interval mai liber de în sală, da? Și să vină să se poată antrena, nu știu, să aibă un interval de timp în care să se poată antrena. O cât la sută poate înlocui exercițiul de acasă, antrenamentul de acasă, antrenamentul de la sală? Dacă ne referim la antrenamentul cu greutate corporală, atunci poți să înlocuiești cu până la 100%. Dar cu siguranță ne lipsesc greutățile, ne lipsesc accesoriile. Cumva depinde de obiectivele tale. Dacă toate aceste măsuri vor afecta prețul abonamentelor? Categoric, în prima fază, nu vor fi afectate abonamentele în ceea ce ne privește. Da? Deci nu cred că vor fi influențate, dar rămâne să vedem ce se va întâmpla în continuare. Nu pot să am un răspuns la asta, dar în momentul acesta, categoric prețurile vor fi aceleași, prețul abonamentelor. Încercăm să venim în întâmpinarea clienților cu optimizarea facilităților. Dar clasele, de ce nu pot fi ținute cu mai puțini oameni ca să se păstreze distanța și totuși să le permită sălilor să, ca oamenii să se antreneze în timpul acestor clase? Îmi pun și întrebarea asta. Probabil o reducere a capacității. Îmi dau seama că într-o sală de fitness pot încăpea 20-30 de persoane, nu știu, pe câteva sute de metri pătrați. Asta înseamnă că într-un studio de aerobic care are 100 de metri pătrați pot încăpea cel mult, să zicem, sau cel puțin 5 persoane care să poată exersa, dar asta nu ține de noi, ci de reglementări. Eu mă întrebam cum vezi tu lucru. Din perspectiva mea s-ar putea, de ce nu, dar la fel. Trebuie să ținem cont de reglementări. Partea de grup fitness va fi închisă deocamdată, da? Deci nu se dă drumul la partea de grup fitness, din câte am înțeles, nu știm nimic exact, dar mai mult ca sigur se va amâna deschiderea părții de grup fitness. Aici depinde de fiecare operator în parte. Noi o să optăm în continuare pentru clasele de grup din online, da? O să le punem la dispoziție clienților noștri clase de grup în online. Vom pregăti și o platformă special pentru clienții clubului, unde vom urca tot contentul și, mă rog, vom ține acolo cumva o activitate paralelă de grup fitness. Mai încercăm să organizăm evenimente, tot așa în limitele sală, evenimente sau în aer? În aer liber. În aer liber sau, mă rog, în unele locații dispun de spații în aer liber și atunci vom putea organiza acolo. Ce vor consta aceste evenimente? Evenimente cu clase de grup, da? Așa cum s-au mai organizat și până acum, în care, mă rog, trainerii noștri vor ține clase de grup. Ce vei face prima zi când se deschid sările? Îndreptări cu multe kilograme, cu mai mult de 120 de kilograme decât dispun acum. Va fi un timp limitat de aflare în sală a celui care va veni și după o oră sau o oră și jumătate va fi obligat să plece ca să vină și alții? Nu vom putea obliga clienții să stea un anumit interval, doar dacă autoritățile ne vor impune lucrul ăsta. Deci dacă autoritățile vor considera că trebuie să stăm un anumit, sau mă rog, clientul trebuie să stea un anumit interval de timp în sală, atunci noi ne vom conforma. Din punctul nostru de vedere, nu putem să obligăm clientul să stea doar un anumit interval de timp,
doar putem să îi creăm niște o desfășurare în sală, astfel încât să nu simtă foarte mult că este condiționat. Evident, deschiderea sălilor de fitness va fi o mare bucurie pentru 4-5 milioane de români care vor trebui să respecte condiții draconice pentru a se antrena. În timpul interviului cu el, i-a intrigat experiența sa din perioada pandemică. Ați văzut, povestea despre o grupă de oameni pe care îi antrenează de acasă. După interviu l-am rugat să dezvolte un pic și așa am aflat niște chestii uimitoare despre ce a putut să facă în niște condiții modeste de domiciliu. Elias și-a format înainte de pandemie o comunitate, o suită de clienți dornici să-și îmbunătățească abilitățile sportive cu ajutorul său. Unii făceau parte dintr-o grupă pe care a numit-o sugestiv grupa de duminică, în sens că îi antrena duminica. Problema a apărut când, din cauza restricțiilor, toți acești oameni, înțeleg că ar fi vreo 50 sau chiar 60 la număr, nu s-au mai putut întâlni fizic. Ce a făcut Elias? Și-a transformat sufrageria într-un adevărat studio de fitness. L-am rugat să ne prezinte studioul său improvizat și să ne spună cum își ține clasele de fitness de acasă. Ceea ce o să vedeți este cu adevărat impresionant. Oamenii dedicați reușesc să găsească o soluție și să fie căutați chiar și în timp de restriște pandemică. Haideți să intrăm în sufrageria lui Elias. 9, 8, 7, 6, 5. Salutare și bine ați venit în sufrageria noastră. Ăsta este mesajul cu care eu și colegii mei, pot să spun așa, îi întâmpin pe elevii noștri sau elevii mei de la antrenamentele online. Antrenamentele online, pot să zic că le-am început acum o perioadă de timp și mă simt acum ca la MTV Cribs, așa, în care o situație în care trebuie să vă prezint ceea ce se întâmplă aici. Mi-am luat un microfon și poate că n-a fost foarte inspirat. Astea sunt antrenamentele noastre. Am aici o înregistrare. Și asta se pare că funcționează pe o bandă radio de tip mai vechi și are un sunet de fundal întotdeauna. Și m-am gândit ce pot să fac eu cu sunetul ăsta de fundal, pentru că are el puțin reglaj la volum, dar tot nu reușeam să reglez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, și de înainte 9, de microfon. Și bineînțeles că pe lângă asta a trebuit să mai iau și un mixer în care să reglez înaltele, în care să filtrez puțin vocea, să reușesc să-l conectez la laptop, să scot sunetul în laptop și din laptop să reușesc să îl bag în aplicație. După cum vedeți, lumina este puțin diferită, umbrele sunt mai pronunțate. Mai departe, cumva aveam probleme cu lumina, pentru că venea seara. Am început cu antrenamente cu greutate corporală și atât. Asta ca să nu îi limitez pe participanți la un anumit tip de accesorii, cumva să le dau posibilitatea de a participa oricum. Adică să nu țină cont de accesorii și de spațiu. Ne-am mobilizat în așa fel încât spațiul să fie minim, accesoriile să nu existe și eficiența antrenamentului să fie maximă. Și ce mă bucură cel mai mult e că reușesc să-i văd, să-i corectez, să-i fac să nu se oprească niciodată. Uite, am aici cu care poți face exerciții și pentru partea superioară, cu siguranță, și benzi lungi de genul ăsta cu care am început să lucrăm partea superioară. Bineînțeles că oamenii erau din ce în ce mai entuziasmați și am zis că poate ar fi cazul să cumpărăm și niște greutăți sau, dacă nu cumpărăm greutăți, să luăm niște sticle cu apă și să folosim antrenamentul de rezistență musculară, adică multe repetări și tensiune musculară continuă, în așa fel încât să creăm eficiență, nu cu foarte multe greutăți. Și am luat și niște greutăți, bineînțeles, dar asta nu s-a oprit aici. A fost ideal să putem face și un antrenament TRX. Și eu aveam un TRX deja, l-am pus cumva la geam, am să vă prezint imediat, l-am pus cumva la geam, l-am așezat acolo,
și le-am spus oamenilor, uitați care e treaba. Dacă vreți să vă cumpărați un TRX și vreți să participați la orele de TRX, eu sunt dispus să fac ora asta pentru voi, chiar dacă suntem într-un număr redus. Haideți să încercăm și asta și am reușit să facem chiar și un handstand online în TRX. Asta mi s-a părut extraordinar. Ok, Fox, Tatiana e gata, schimbă piciorul. De data asta, palma deschisă, te rog, palma deschisă, nu trage să geamți, împinge de el, palma. Tatiana, să văd degetele sus, ia uite de la mine, aici, degetele sus, Tatiana. Sus, și de bătaie. Ține acolo toate genunchi, împinge de el. Bineînțeles că am făcut și ore de cardio. Și orele de cardio m-au făcut să intru în, nu știu, în cursurile pe care le-am făcut way back in time. Acum vreo 3 ani am făcut cursul de Kaibu și am predat în ultimii 3 ani, cred că am predat 7-10 clase și de când l-am introdus în program, cred că în perioada asta am predat mai multe clase de Kaibu decât am predat în toți ăștia 3 ani de când am certificarea. Și am început să fie din ce în ce mai mișto, am început să mă simt și eu din ce în ce mai confortabil predând și deja îmi doresc că atunci când se deschid cluburile de fitness să am și o clasă de Kaibo necesar. 4, 3, 2, 1. Haideți să vă prezint clubul meu de fitness. Să începem de la lumini și avem aici prima umbreluță. Lumina, așa cum o vedeți voi, înainte era așa. Am lumină de afară, am becul ăsta de deasupra și ne descurcam doar cu luminile astea și atât. Și eu eram pe undeva pe aici și nu prea eram mulțumit. Așadar, după ce am luat luminile astea, au râs puțin cei de la grupa de weekend de mine și cei de la online group training, zicând că mă apuc de videochat, dar uitați diferența. Este o diferență majoră care nu poate fi observată așa. Tu vezi că e bine și îți dai seama că e bine și atât. Acum am să întorc camera ca să vă arăt ce am eu pe aici prin preajmă. Pornind de la punctul de prindere, l-am prins aici în geam, am lăsat o draperie peste, ca să nu vină lumina foarte puternică, mai ales când apune soarele, apune pe partea asta și vine o lumină foarte puternică cu care pur și simplu nu poți lucra. Am aici jos laptopul cu muzica. Aici deschid zoom-ul și de aici îl proiectez pe TV. Am aici un mixer. Am reușit cumva să duc basul jos, să-l las puțin înalte. Și atât, nu mă interesează foarte mult de la el decât să-mi filtreze sunetul și face o treabă extraordinară. Ăsta este microfonul meu pe care îl folosesc. E wireless. Dacă vedeți, se aprinde aici când îl pornesc. O lavalieră și un burețel ca să reușească să acopere sunetul. Sunt foarte multe device-uri conectate la un singur prelungitor, dar ele nu consumă mult, așadar poate să susțină. Avem o bandă elastică aici, întotdeauna o să fie prin preajmă. Am niște gantere, maxim 10 kg, dar pe astea le folosesc doar eu și la antrenamentele grele. Mai apoi găsim aici salteluțe, tot felul de salteluțe. Asta e cutia cu jucării, nici nu le folosim pe toate. Am aici mănușile de la Kaibo, dacă vedeți, și foarte multe benzi elastice de toate felurile, rotițe și tot felul de chestii. Benzile elastice pe care le folosim la antrenamentul cu benzi, da? TV-ul e aici. Planurile de antrenament și planul săptămânal. Plus, pe foile astea aici, am scris de fiecare dată pentru fiecare antrenament câte un plan, dacă le vedeți câte sunt, așa cum am putut eu să le fac mai bine, să le înțeleg și să pot să le predau. Oh, mi-am luat și o boxă, dar asta este pentru atunci când o să ieșim în aer liber. Facem antrenamente cu rola de eliberare a tensiunii musculare, cumva combinăm stretching-ul cu foam rolling-ul. Avem aici alte mănuși, astea sunt mănușile Idei. Avem
alte benzi elastice. Mânerele le folosesc doar eu pentru mine. Încă un foam roller și ăsta este unul foarte dur și ajungem la vedeta spectacolului. Ăsta este TRX-ul pe care l-am prins aici sus la geam. Dacă vedeți voi cum iese în exterior, pe mine mă ajută mult felul în care este conceput termopanul ăsta, pentru că se închide acolo și cumva stau lângă punctul lui de prindere atunci când geamul e închis și lucrez de aici. Astea sunt mânerele, asta e poziția, asta este playground-ul. Aici am niște gantele de azi de dimineață de la antrenament și salteluța. Există spațiu pentru 3 salteluțe și cam așa arată un studio de acasă. Mai sunt lucruri de îmbunătățit și eu tot mă gândesc să mai îmbunătățesc chestii aici. Și îmi doresc să fim din ce în ce mai mulți, îmi doresc să continuăm. Bineînțeles că îmi doresc să ne întoarcem la sală, pentru că acolo avem absolut tot ce ne trebuie. Și după cum spuneam eu, când pornim aerul condiționat, facem așa. Bineînțeles că nu putem folosi TRX-ul atunci când folosim aerul condiționat. MTV Cribs, this is my crib. Acum, dacă va impresiona studioul lui Elias, cred că ar trebui să mergem în stradă. Nu e nicio glumă. Adevărul este că se poate face fitness și în aer liber, cu un băț, o scândură, cu o greutate încropită dintr-o tijă de metal și niște beton, dar pentru asta trebuie să fii cu adevărat pasionat de fitness și să-ți ridici fesierii de pe fotoliu. Nu mă credeți? Întrebați-l pe Alin Grozav. Îl găsiți aproape în fiecare seară în Piața Iancului din București, făcând sport. Alin nu are o casă, a trăit toată viața pe străzi, muncește cu ziua, poate că îi place prea mult libertatea pe care îi oferă strada, dar înainte să-l judecați, ascultați-l ce spune despre sport. Alin Grozav este grozav din punctul acesta de vedere. Să-i urmărim povestea. În primul rând, pe mine mă cheamă Grozav Alin. Am 25 de ani de stradă. Să înțelegi? Aha. După aceea vii de aici, frumos, bam, 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 în spate, frumos. Locuiesc de mic cu copil pe străzi, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că este cu mine și a fost cu mine toată viața și vreau să-l urmez. Deci sportul acesta eu îl practic aproximativ de vreo 17 ani. Am făcut gimnastică, culturist și fotbal. Dar ți-ai găsit o casă unde să locuiești? Nu. De ce? Că nu am. Mi-a promis cineva că o să-mi ia o casă cu chirie, dar de o lună de zile tot a zis. De muncit muncesc, dar nu... Salut, dar nu lunar, muncesc cu ziua. Să-mi câștig și eu existența, un ban, să mănânc ca orice om. Că nu stau să dau un cap, nu fur, nu sunt tâlhar. Fac de două ori pe zi. De două ori pe zi. O zi da, o zi nu. Noua permiță parodontax. Și așa pe stradă, da? Tot pe stradă, da. Aici, locul acesta și aici fac de aproximativ 7 ani. Mai este un parc la KFC unde fac tracțiuni și acolo de vreo 5-6 ani. Și uite, așa mi-am petrecut viața pe stradă, prin sport, prin muncă, prin anturaje. Dar nu mi-a plăcut anturajul drogurilor. N-am ajuns la așa ceva și nici nu vreau să ajung și nici nu vreau să le văd în ochii mei. Eu nu mănânc de 10 ani porc, sunt totul natural, nu iau nicio pastilă, nu iau niciun fel de creatină, niciun fel de proteină, doar prin mâncare, toate astea le iau numai prin mâncare, prin ouă, prin lactate, prin prânzeturi, prin fructe, legume, prin tot ce există mâncare naturală, eu iau proteine.
Acum fac triceps. Așa. Am făcut acum o oră până să încep cu astea. Am făcut tracțiuni la bară în spate și în față pentru biceps și spate. Și de câte ori te ridici la bară? Mă ridic, poate nu mă crede lumea, poate mă credeau să vină și să vadă ei cu ochii lor ce sunt eu în stare la bară. Eu fac aproximativ 800 de tracțiuni. De la ce? Adică fără oprire? Nu, serii de 15, de 20, dar fac o grămadă. E făcută de tine? Asta este făcută de mâna mea. Personal o am de 5 ani. Greutatea asta, da? Și bățul ăla la ce-l folosești? Bățul l-am aproximativ de vreo o lună de zile. Îl folosesc, acest băț, la încălzirea umerilor. Aha. Deci când coaci umeri, le și încălzești. De aici și încălzești. După aceea vii de aici frumos, iarăși de aici. Așadar, sălile de fitness se vor deschide la un moment dat, în condiții cam drastice, dar până atunci, orice tip de antrenament ne ține în formă, ne ajută. Sper să vă fie ajutat și vlogul de astăzi să înțelegeți cum stăm cu sportul în timp de pandemie și cum ne vom descurca din, speră iubitorii de fitness, 15 iunie. Acesta a fost vlogul meu de astăzi, cu comentarii vă aștept mai jos, nu ocoliți butonul de subscribe, mă găsiți și pe Facebook, Instagram, chiar și pe TikTok. Pa!